Copiii de 7 și respectiv 8 ani au intrat în mare imediat cum au ajuns la plajă. S-au îndepărtat puțin câte puțin până când au ajuns la capătul digului, iar de acolo nu s-au mai putut întoarce. Au strigat după ajutor, iar primele care au sărit în apă au fost mamele lor. Am văzut, m-am dus foarte repede, am scos mai întâi copiii pentru că iau prioritate. Bătrânul și-a pierdut cunoștința, au venit colegii mei și m-au ajutat. Copiii erau foarte panicați, speriați, aproape că mai aveau cine se necau. Copiii au fost trași în larg de curent, acestea au sărit, salvamarul le-a văzut, au sărit după ele și în timp ce îi scotea copiii și aveam două mame, a văzut în larg, puțin mai în larg și pe acest om mai în vârstă. După ce salvamarul a scos la mal victimele, am intervenit eu și cu colega mea, acordând și noi primul ajutor, fiindcă au fost trei victime, fiecare a preluat câte o victimă și la una am făcut masaj cardiac până la sosirea ambulanței. În apropierea copiilor se afla un bătrân de 60 de ani, care își făcuse un obicei de a înota în fiecare dimineață în zona plajei Modern. Marți însă acest abiet putea să-i fie fatal. A avut mare noroc pentru că se afla la mică distanță de copiii care primeau ajutor de la salvamari. Cele două femei aveau stări de vomă, înghițiseră multă apă și bătrânul a fost în stop cardiorespirator, înghițise foarte multă apă, nu mai dădea niciun semn de viață. La ora 8:46, la Serviciul Județean de Ambulanță Constanța, s-a primit o solicitare pentru trei pacienți aflați pe plaja Modern în Constanța, pacienții fiind cu diagnosticul de accident prin submersie. Am deplasat la fața locului trei echipaje, dintre care două cu medic. Un pacient era în stare gravă, aflat în stop cardiorespirator. S-a început resuscitarea, pacientul a fost stabilizat și transportat la Spitalul Județean Constanța. Toți cei implicați se află în afara oricărui pericol. Copiii și părinții nu au avut nevoie de spitalizare, iar bătrânul a rămas internat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța și se află sub supraveghere medicală.